Cali, cu astea. Nu, dar măcar cu amărâtul ăsta de scalțone, să faci și tu o afacere. Scalțone? Nu are nicio afacere în cap, are numai tâmpenii. Mai ajung și prin pușcărie din cauza lui. Gata, comandante, am găsit. Sarut mână, șefa. Băi, am o idee, că dacă nu merge aceste, nu merge niciuna. Scalțone, sunt într-o discuție cu soția mea. Nu mă interesează! Taci, mă! Pe mine mă interesează, da? I-a zis Calțone, zi care e afacerea? Că eu mă pricep la afaceri, mă. Eu am spirit de afaceristă, da? Și știu. Da-da! Toaleta ecologică individuală pentru soldați. Dacă convingem NATO să-l breveteze, băi, o să ne îmbogățim. M-am deja găsit motul. Orice soldat are în ranița o liță de mareșal. He? Ce ziceți? Zi, dragă, ce părere ai? Că eu sunt mormolog, nu mă pricep. Nu e o afacere bună? Eu... nu prea știu ce să zic, Scalțone. Eu cred că ar trebui totuși să facem niște studii de fezabilitate. Adică... nu cred că soldații, nu știu de ce ar face soldații, adică în WC-urile astea, nu știu de ce ar face ei în astea. Am făcut un studiu, șefa. Băi, ce credeți că vine aici cu lecția nefăcută? Dacă NATO adopteze această toaletă individuală, eficiența soldaților se dublează. Hai, lasă-mă! Alora, primo, adică în primul rând pentru cine nu știe italiană, e mult mai mult eficient pentru soldatul că nu mai trebuie să paraseste locul lui, scoate din ranița o liță și face pe loc. Și nu-i scapă din ochii inamicul. Genial! Al doilea, chiar dacă nu paraseste, nu trebuie să se duce pe câmp, că dacă e minat, e pierdere de soldat. Și nici în boscheț, că dacă e un inamic acolo că l-așteptă, a? E deghizat. Al treilea, dacă soldatul e mai ușor, că a lăsat tot aici, merge mult mai repede, ai înțeles? Și se deplasează mai ușor. Ce e? Păi eu n-am spus, dragă. Nu fi ironică, te pleznesc. Și acesta nu e tot. Dacă ai un plut, chiar poți să-l arunci ca bomba chimică, dacă ne mai fără muniție. Ajunge. Ajunge, patroane, că pe mine m-ai convins. Ce trebuie să demareze afacerea? Nimic. Trebuie numai să punem pe soldat, să convince NATO și adopteze această toaletă individuală ecologică. Și noi, cu drept de autor, trăim până la dincul bătrâneții bogați. Adică tu crezi că eu o să-mi pun soldații să stea pe... toaletă ecologică individuală. În fața șefilor. Bă, tu ai nebunit. Păi vrei să zică că sunt nebun? E mai bine să zică că ești nebun decât fraier așa cum te cred eu. Nu-i pun pe niciun veceu. Ba, o să-i pui, mă. O să-i pui. Da? Pentru că m-am săturat să trăiesc din soldata pricăjită. Corect! Ce aveți acolo, șef? E o tâmpenie. E o chestie pe care NATO vrea să o introducă în dotarea soldaților. Iar noi trebuie să o experimentăm. Ce chestie, șef? O toaletă ecologică individuală. Exact, o toaletă ecologică individuală. Și motul? Și motoul este orice soldat are în raniță o liță de mareșal. Adică noi trebuie să purtăm chestiile astea în raniță? Exact. Dar nu numai că trebuie să le purtați în raniță, trebuie să și faceți în ele. Să facem o raniță, șeful! Eu nu fac în așa ceva nici mort, domn sergent. Nici eu, mă. Păi ce? Mi cape mie fundul aia. Ba o să faceți, Mărlane. Pentru că e ordin de la NATO. Șefa, dar eu fac mult. Nu mi-ajunge o liță de asta.
Mârlane, asta e doar pentru misiune. Deci, în misiune, faceți doar strictul necesar, da? Și restul la unitate. Hai, luați câte una și să vă scrieți și numele pe ele, pentru că vreau eu să văd cine face și cine nu face, da? Bine că am ajuns, că mi-au rupt mâinile prunele tale. Oh. Mi-ai luat prune? Da, Bibilico, ți-am luat, ia uite, 10 kg de prune, așa cum ai zis. Am zis mere, amărâtule. Du-te imediat și schimbă-le, că altfel nu știu ce-ți fac. Bibilico, ai zis prune. Adică mă faci și amnezică, sclerozată, de-aia cu probleme de memorie și... Nu, Bibilico, nu, sigur că nu. O fi de la sarcină. Nu e, măgarule, nu e, că eu am acum cartea în față și aici nu scrie nimic de probleme legate de memorie și de uitarea de la mână până la gură. Am zis mere, deci o să-mi aduci mere. Hai, acum. Mere, mere, mere. Bine, bine, mere. Hai, trașică. 10 kg de mere. Da. Ha, ha, dacă nu ne vine șefa, ne obligați să facem? Nu vă vine, a? Dar ce, mă, v-ați constipat toți deodată sau ce? Nu, doamnă, dar nu ne vine pur și simplu. O am fi mâncat și mai puțin? Bine, mă. Dar stați liniștiți, că sunt cu ochii pe voi. Da? Ori faceți la olițe, ori nu faceți deloc. Da? A plecat, mă? A plecat șeful. Potoliți-mă, mă! Care este primul? Sergentul sau voi? Care-i cuiatul ăștia că-mi sparg? Eu, Mârlane. E vreo problemă? Parcă nu-ți venea să faci. Nu, dar m-a luat brusc așa, șefa. Și ce am zis eu, mă? Ori faceți la oliță, ori nu faceți deloc, da? Dar nu puteți face la oliță, șefa, ce este bebeluș? Corect. Avem și noi demnitatea noastră de gradați. Serios, popăză? Adică grade superioare ție pot să facă și tu nu? Nu face șefa niciun grad superior la chestiile astea. Uite, arătați-mi mie pe ăla care face și... Și? Ce-mi pun o liță în cap? Tu ai zis. Hai, mișcă. Șeful? M-a obligat. Pentru că am râs la prezentare. Mie să știți că îmi face plăcere. Îmi aduce aminte de copilărie. Păi, tare naibii din gură. Da, de ce, șefu? Să știți că pe mine m-a obligat mămica să stau pe oliță până la 18 ani. Ce vă uitați? Să știți că este și foarte sănătos. Ajută la prostată. E? Cum e, pupăză? Stau superiorii pe oliță sau nu? Cuvântul de militar NATO e cuvânt, șefa. Na, 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 na. Păi nu așa. Îți pui olița pe cap plină, că goală poate oricine. Sau nu, nu. Mai bine te așezi pe ea, că-s cam mai ieftin. Eu? Pe oliță? Tu alegi. Mm.
Na, Bibilico, na. Ți-am adus și mere, poftim. Dar te țin minte că prima dată ai zis prune, nu mere. Ai dreptate, Bibiloi. Și ai avut dreptate și cu problema cu memoria. Ei, am zis-o și eu la nervi, nu e adevărat. Ba, e adevărat, uite, că scrie aici în carte, uite, gravidele au probleme de memorie. Aha, vezi? Ți-am spus eu, vezi? 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 Nu ierți că te-am trimis după mere? Te e. Mulțumesc! Și ca să-mi dovedești că m-ai iertat, te duci să-mi iei și mie prunele înapoi? Prunele înapoi? Păi, dar noi mâncam mere când eu am poftă de prune. Idiotule, trebuia să te așezi tu repede pe o liță ca să faci notă discordantă cu restul echipei. Și ce dacă s-a așezat? Să fie sănătos. Pe noi n-are cum să ne oblige să facem la fel. Așa zice. Mai miroase, mă? Puuu, miroase ca dreacul. Lasă-ne dreacul în pace pe păză. Păi și m-am dat și cu sodă caustică și cu ce nu m-am dat? Gogoașe, dacă rămân chelios de la atâtea spălări, să știi că te distrug oricât de gradat ai fi tu. Ai înțeles? Băi, pumpălăule, te-am pus eu să-ți pui o liță în cap, mai bine te așezai pe ea! Nu mă așez nici mort, idiotule, că eu nu sunt fata loc ca tine! Ah! Bravo, pumpăză! Și eu, mă! Nici eu, mă! Au! Nimeni nu e domn, sergent, problema e unde facem, că eu deja sunt constipat. Și eu... Da, eu care am... Și mai mă faceți pe mine, fătălău, a? Fraierilor, mai bine faceți-o-ți pe o liță! Băi, convinci pe soldatii tăi să stau pe oala că soția ta nu glumește. Aia te pune chiar pe tine să stai în fața generalii de la NATO să-i convingi. Cum să-i conving, mă? Cum să-i conving? Când aia preferă să se constipe decât să stea pe oală. Cum a putut mama lui Gogoșa să-i convinge pe fata lău? Nu știu, întreabă. Dă-mi telefonul, că-l întreb eu, chiar. Dai coace. Hai, dai coace telefonul. Stai, mă, că poate n-o fi acasă. Ei, e acasă. Ia mână de acolo. Bibilico, poți să-mi faci ce vrei, dar astea sunt singurele prune pe care le-am mai găsit. Bibi! Unde ești, dragă? Da, uite, bă, eu aduc prune și ea pleacă. Haideți, domn sergent, duceți-vă dumneavoastră prim. Nu pot, pupă, să nu ți-aia că sunt constipat. Păi nici eu nu pot, că și eu sunt... Știu cum rezolvăm problema, domn sergent. Mâncăm prune și bem apă. Zici că merge, mă? Merge, domn sergent. Serviți, serviți. Hai, mă, cu prune, cu toții. Mare șfârială! E suficient să mă uit o singură dată urât la ei și au făcut toți pe ei din cap până în picioare. Dacă nu mă credeți, ia că vă arăt cum fac. Uite așa. Nu trebuie. Succes, mamaie. Cine vrea udurețile? Mamaie, mâna, bă! Eu sunt o doamnă. Scuzați, doamnă! Sărut mână! Italienii ăștia, toți cu ce storie. Când mă atinge câte unul, simt că mi se zbârlește părul de pe picioare. Te vrei să vedeți? Uiteți! Lasă, nu te mai uită! Am plecat cu ceritorule! Aolo! Bă, tu ai nebunit! Mi-a dus-o pasta pe cap! Cine mi-ai spus, mă, de-ai convins-o? I-am zis că soldații sunt infectați cu giardia și pentru că nu îmbolnăvește costelușa al ei, trebuie tratat. Și că să-i tratăm, trebuie și sta pe o liță, se face coproagricultura. Copro... ăla. Hai să mergem. Hai, macaronane, că de când te aștept...
Mai bine stăm aici încă un pic. E baba afară. Au. Au. Uf, în sfârșit, cât de gând te caut. Trașcă, unde sunt prunele mele? Cum unde, Pipilicu? Aci, uite, în punga asta. A, le-ai și mâncat? Au fost bune? Cam puține, într-adevăr, dar astea au fost singurele. Tu-ți bați joc de nervii mei? Eu n-am pus gura pe nici măcar o prună. Zău? Zău! E sigură că n-ai uitat? Că femeile gravide uită? Ai citit și în carte? Ai uitat? Acolo scrie că uiți lucruri mărunte. Nu ce ai mâncat. Marș imediat și adu-mi alte prune. Ai uitat? Adineauri ți-am spus. Astea erau singurele, nu mai sunt pe piață. Nu sunt prune? Aduci mere. Acum! Adu-mi mere. Du-te după mere acum, Trașcă, nu? Du-te după mere. Du-te! Prune, mere, mere, prune, prune, mere. Ha! Ce tupiu! Mamă! Bă, nu mai pot, fac pe mine! Bune erau olițele alea cu... Bă, mă deschide, că dacă nu te umplu de maro, ardi chiar focul! Vezi? Șase, șeful, variați! Trebuie doar să știi să te împui. Urmăriți-mă. Dacă până se stinge bățul ăsta de chibrit, nu sunteți toți cu fundurile pe ulițe, vă am nenorocit! Zici, comandante, ce simplă e militaria! Trebuie doar să știi să te impui! Rămâneți cu noi, revenim imediat! Gata, Pipilicu, ți-am adus, dar dracu nu e să dea. Ia și mănânc. Acum! Acum în fața mea, ca să nu mai zici că n-ai mâncat. Acum, Bibiloi, le mănânc pe toate. Bă, tu ești complet idiot? Sau îți bați joc de mine total? Ce ți-am zis eu să iei? Mere. Și tu ce mi-ai luat? Prune, că băgaseră iar. Și m-am gândit că, de fapt, prune vrei să mănânci. Dacă te-ai gândit, atunci o să le mănânci tu, pe toate, acum, în fața mea, ca să mă conving eu de asta. Că poate pe urmă uit să te verific. Dar mie nu-mi plac prunele. Nici mie. Cine te-a pus să le iei? Hai, acum, pe toate. Poate te-ai nenorocit așa. Ce bună sunt. Ia amărâtule cu apă să meargă mai ușor. Ce noroc ăla ăsta. Voi n-auziți să vă ridicați? Gata, s-a terminat experimentul. S-a fi terminat și eu, dar noi n-am terminat. Aha. Deci vă faceți ambițiile cu mine, da? Bine! Amai! Mamai, mata, mai! De câte o să spun că eu sunt o doamnă? Idiotule! Mă scuzați, doamnă! Vă prezint noul meu ajutor. Dânsa se va ocupa de instaurarea disciplinei în unitate. Doamnă, am o problemă cu soldații. Nu vor să se mai ridice după olițe. Credeți că puteți face ceva? Mă mai întrebi? Mă! Care nu se ridică de pe oală până mă arde pe mine bățul ăsta la degete? I le bag pe toate în fund și le prind!
Că business cere sacrificii. Da, da. Dar dacă mă pui să fac asta, o să dorm pe preșă. Aia roșie e a mea. Nu pot, bă, sunt constipat. Du-te tu, poate vine mai târziu. Păi nici eu nu pot, că și eu sunt constipat acum. Ne-a terminat constipația asta pe tot. Pe tot? Pe tot. Auzi, bună. Deșteptarea! Hai la învățat, ați adormit iar! Ce, mă? Ați adormit iar! Hai, băi, colmea! Mamă, dar ce mă ia somnul, bă, când citesc, e ceva de speriat! Auziți, dar de ce nu vă duceți să dormiți vreo 3-4 ore? Vă odihniți, după care veniți să învățați! Că odihnit, învățați mai repede și mai bine! N-am timp, trașcă, că din seara am castingul! Și mai am încă două pagini de învățat! Aha! Dar e chiar așa de tare filmul ăsta că tot învățați la el de atâta timp? Nu, sergent! E așa tare filmul ăsta? E tare, măi, e tare, că e film artistic, bă. Și dacă iau rolul, ajung la Hollywood, băi, îți imaginezi? Hai, băi, nu mai vă lăsați să dormi, Ordin. Ordin, șeful, nu vă las. Dar ziceți-mi și mie, ce rol jucați în filmul ăsta tare? Salvamar, băi, Salvamar. Caia din Baywatch. Salvamar? Păi în cazul ăsta nu sunteți un pic prea... Prea cum trăiești? Hai, zic că-ți gras, că umplu carcerea cu tine. Nu-mi permite așa ceva, domn sergent. Mă gândeam că sunteți un pic prea alb. Dar cum ai vrea, trașcă, să fiu dacă personajul este un american alb? Vrei să fiu negru sau roșu? Cum vrei? Bronzat. Eu așa mă gândeam. Că în toate filmele așa am văzut. Toți salvamarii sunt brozați, că ei stau pe plajă sub bătaia soarelui. Mare șmecherie, băi, trașcă. Mă machează aia, frate. Cu două creme din alea autobronzante și s-a rezolvat problema. Aha, așa să faci. Ei, da? Da, da, dacă vine la casting vreun alt actor gata bronzat, nu are el un atum în fața dumneavoastră? De ce să ai, mamă? Păi cum de ce? Una la mână că durează machiajul mai puțin și doi la mână că nu mai dau ăia atâția bani pe cremele alea, cum ziceați că vă bronzează cu ele. Trașcă, lasă-mă în pace, nu-ți mai bate tu capul cu tâmpenile astea. Stă dracu să se bronzeze pentru un amărât de rol. Păi cum amărât de rol, șeful? Nu ziceați că e super film, că... Da, mă, e super film, dar dacă nu iau castingul, ce fac dacă mi s-o ivi vreun rol de american alb ca laptele? A? Cum mă curăț de bronz? La asta nu m-am gândit. Păi da, vezi? De-aia sunt eu, dita, mai sergentul și tu un pârlit de soldat. Hai, marci de aici, lasă-mă că am de învățat. Și ai grijă, te rog frumos să nu adorm, e ordin. Trăiți. La ce s-a gândit fraierul? Stau la bronz. Azi, bă, prăpădiților, n-aveți bani, mă, să vă luați un parfum ca lumea? Dar cum ați agățat-o, șef? Cum crezi, Chiorete? Cu farme, cum eu personal, șarmul ăla pe care l-am eu. Păi când i-am aruncat o privire pătrunzătoare, știi cum mă uit eu așa? A rămas blocată, cu ochii în ochii mei și am zis brusc, arată-mi pieptul. Și vi l-a arătat? Normal, bă. Păi cum, șeful? Fără să scoateți la o prăjitură, la un cico. Vi l-a arătat așa din prima ca bagaboantele. Mi-a arătat pieptul din galantar tâmpitule. Că-i măcelărea să-l creați la măcelărie.
Și de seară mă întâlnesc cu ea, poate mi arată și pieptul ei. Ieșiți cu măcelăreasă? Dar ce are, mă, mi se pare super sexy ideea. La câtă carne a trecut pe mână, îți dai seama ce știe să facă cu ea? Doamna, dar nu vă e frică să adormiți lângă ea, domn sergent? Dacă, doamne ferește, vă confundă cu un... Dacă zici porc, scrăb râtul ăla, ți-l umplu de pumni. Pui am vrut să zic, domn sergent. Și vă tranșează pe calități fără să-și dea seama. Eu de ce să nu-și dea seama? Așa bine. Eu zic să fiți cu ochii în patru. Că ăștia care sunt obișnuiți să taie la serviciu, taie și în afara orelor de program, ca să nu-și iasă de mână. Precum geap spintecătorul, râmarul și-ar mai fi încă o pleiadă de hăcuitori dintr-ăștia. Da, bă, ce ăștia era măcelari? Erau doctori, dar cam tot taie. Cine se obișnuiește să taie carne, simțește nevoia de moale și cald. Dacă vreți să vă dau cartea asta cu psihologia crimei pe care eu am citit-o de la Dezirica, eu vă dau, să știți. Că acolo am aflat toate chestiile astea. Mă, lasă-mă, bă, cu prostiile tale. Vadame, din seară vii cu mine că te sparg. La criminală? De ce șeful să sinucigași? Luați-vă parfumul, eu nu merg. Da-și, da-i, bă, că n-are cum să ne hăcuie pe amândoi, bă, că suntem doi. Suntem cu doi mai mulți ca ea. Și-o mai pun să fie și cu o prietenă. Mișto ar fi ca aia să fie gropara și să fie mână-mână. N-are cum să... Adică... Încercam și eu să destind atmosfera, șeful, că mi se părea un pic cam... Da, da, dacă vine la casting vreun alt actor gata bronzat, nu are el un atu în fața dumneavoastră? De ce să ai, mama? Păi cum de ce? Una la mână că durează machiajul mai puțin și doi la mână că nu mai dau ăia atâția bani pe cremele alea, cum ziceați că vă bronzează cu ele. Haideți! Nu sunt eu înainte, dă ce-o felit înaintea mea. Cine urmează? Doamnă, am și o întrebare, vă rog frumos. Până la ce oră durează castingul? Până la 8-9. 8-9. 9. Yes! Yes! Deci ați înțeles cum procedați. Domnul! Ați înțeles cum procedați? Da. La semnalul sonor... Va fi ora 14. Nu. Credeam că sunt comic, mă iertați. La semnalul sonor, vă întoarceți ca să vă bronzați uniform. Și câte minute trebuie să stau? Pentru culoarea pe care mi-ați descris-o, maxim 45. Dar părerea mea este să vă uitați la nuanța pielii și când obțineți bronzul dorit, ieșiți. Domn! Când obțineți bronzul dorit, ieșiți! Vă rog! Da, acum? Ce faci, bă, Sandilăule? Acum ți-ai găsit să verifici dotarea când trebuie să ne întâlni cu fetile alea? Dă dracu vesta jos, cu o sărdarea de tine, că te îmbraci paltonul pe sub tricou! Ați nebunit, domn sergent! Să mă arunc în gura lupului așa ca prostul! Să mă fac aia sită! Doar nu vrei să mergi cu aia pe tine! Nu numai cu asta, ci și cu asta! Măcar jugulara și cu inima să fie acoperite, că astea sunt vitale! Păi, Pitru, să te faci de râs la fetele alea când te-o vedea cu... Dar de ce să mă vadă cu... Că pune asta, domn sergent?
Ia uitați ce macio sunt. A? Italian. Italian. Ești stâmpit, bă. Italian. Mai ai unul? Vă fac râs, nu e problemă. Am adus niște nuci să nu pare că a venit cum l-a băgat în buzunar. Mamă, dar ce trendy v-ați îmbrăcat, wow! Faceți-vă cum o stadă. Dați-mi șalurile să vi le duc. Hai. Nu, eu îl păstrez pe al meu, că m-a tras curentul și am făcut o amigdalită de aia rebelă. Da? Da, și am luat-o de la el. Dar unde e prietena care zice că e o prietenă care... Păi ea zicea că vine, dar usul. Usul. Da? Ce beți? Tărie, bere? Niște tărie, da. Am, mă duc, să aduc. Ați nebunit, domn sergent? Păi dacă ne matolim, a ei suntem. Ne tranșează ca păpui. Serios, mă? Păi da. A venit tăria. Ne-a adus, păi tărie. Tărie, nu? Păi nu am zis tărie, nu. Eu am înțeles că vreți. Ați înțeles greșit. Eu vreau niște ceai cald. Că am probleme cu gâtul, știți? Da, și eu am, că am luat de la el, am... Ceai. Vă fac imediat, da. Alo, da, ce faci, fata? Hai mă, că întreabă băieții de tine. Întreabă... Cum, dracu? Hai că-i zic, bine, hai, pa, pa. Nu poate să vină, nu? I s-a stricat iala și nu mai poate să închidă ușa. M-a rugat să trimit pe unul din voi să o ajute. Că sunteți bărbați, nu? Stă-mi blocul de vis-a-vis. Hai că mă duc eu atunci. Lăsați că mă duc eu, domn sergent. Stați aici cu prietena dumneavoastră. Ce te duci, stai aici? Ferdinand, lasă-l pe el să se ducă, că poate vrea și fata să fie singur. Cine știe ce pune la cale, nu? Ce pune? Auzi, ea ce lucrează? E stripăriță. Da-ia zic. Stripăriță! Am fugit! Stai, vadame, nu m-a lăsat singur! Ferdi! Cum singur? Ești cu mine, dragă! Așa cu... Domnul Gogoașă, treziți-vă că mai avem o programare și așteaptă clientul. A? Treziți-vă! Am adormit? Da. Cât e ceasul? 8. Cât? Castingul meu! Zici că ți-ai ales tocmai meseria asta? De mică mi-a plăcut. Am moștenit-o de la tata. Ah, și el a fost tot măcelar. La 5 ani știam deja să tranșez cu satârul. Mă, 5 ani? Da. Mică, dar cu satârul ună de la vârsta aia. Da. Auzi, ai omorât animale? Nu. Nu mi-a plăcut niciodată. Ți-a fost milă. Nu! Da,
dar nu mi-a plăcut să murdăresc hainele de sânge. Eu doar le amețeam. A, nu, cu ciocanul. În cap. Auzi, dar nu vrei să vorbim de altceva? Fă pipi. Poți mă duc până la WC-ul. Și cu ăsta. Chiar că e înțepenită. Firara naibii de broască, de când vreau să o schimb. Auzi, n-ar fi mai bine să-i chemăm pe ei aici? Că și așa nu pot să las casa descuiată. Păi... Lasă-i, dragă, că de-abia așteptau și ei să rămână singuri. Auzi, nu mi-aduc și mie un pahar cu apă, că m-am încălzit de când lucrez la iala asta. Păi, dar dă-ți asta jos dacă ți-e cald. De ce ai la gât? Am avut un accident și mi-am fisurat coloana. De atunci a trebuit să port asta. Dar acum nu mai am nimic. Am și uitat să dau jos de la gât. Mi-aduc și mie paharul ăla cu apă? Da, stai numai o secundă. Ba, doamne, te implor, scoate-mă de aceea, că mi-a asta jugulara, că de mică îi place, mi-a zis mie. Domn sergent, aveți protecție la gât și pe deasupra sunteți și dita mai omul. N-are cum să vă doboare. Cu ciocanul tâmpitule, ca pe boi, ca pe vite, ca pe animalele alea de sute de chile, zbang la creierul ăla și mă las. Șeful nu pucă, s-a blocat ușa. Haideți că vorbim mai târziu. Vădare! S-a rupt cheia în broască. Păi și noi cum mai ieșim de aici? Habar n-am. Dar mâine dimineață eu trebuie să ajung la spital, ce fac? Dar ce ai pățit? N-am pățit nimic, mă duc la muncă. La spital? Păi nu ești stripăriță? Ei, stripăriță sunt seara ocazional, ca să mai fac și eu un ban în plus. Eu de fapt sunt medic osteopat. Gâtul! Cred că mi s-a fisurat, iar nu trebuia să dau asta jos. Cheamă repede salvarea și pe cineva să spargă ușa, că trebuie să ajung la spital. Dar liniștește-te, liniștește-te. Ți-am zis că sunt medic osteopat. Lasă că mă uit eu. Știi ceva? Cred că mă duc să aduc și ustensilele. Stai aici, da? Ustensilele? Domn sergent, scoateți-mă de aici, asta e psihopată! S-a dus să-și aducă ustensilele! Scoateți-mă de aici, că sunt blocat în casă, veniți să spargeți ușa! Nu pot face, pitule! Că dacă ies să-mi ia asta la altă juculara, că e mână în mână, mă dă! Nu mai e nimeni, domn regizor! Păi și ce dracu facem? Ai zis că vine unul de la filme sec. Ioșen, am ajuns. Ioșen. Dumneavoastră sunteți cine? Îmi dați voie să mă prezint. Eu sunt Costello Donna. Am vorbit la telefon. Pentru casting. Dar mi-a zis că sunteți alb. Personajul pentru care se dă proba trebuie să fie alb. Mă rog, poate să fie puțin bronzat, dar nu negru. Negru? Domnul Michel, dacă ta nu vezi bine, eu sunt alb, puțin bronzat, dar nu net. Îmi pare rău, dar v-am reținut. Dacă are cineva nevoie de un negru, vă contactez. Mâine trebuie să facem alt casting, ai înțeles? Mâine trebuie să... Mâine... Rămâneți cu noi, revenim imediat.
Oana. Asta i-a dat apel ca să sincronizeze atacul cu al de asta la altă să ne hâncuiască pe amândoi în același timp. Are divar focul de panarame. Mersi frumos, vecine, că pe al meu chiar nu știu unde îl pusesem. Mersi! Ferdi! Ia-te, da-și! Ferdi! Stai măcar să mâncăm nucile alea care le-ai adus. Auzi, dar osteopat sigur e de la Deoase, nu? Tu nu înțelegi că mie mi-e frică de sânge, dar nici nu m-am făcut chirurg. Păi sună-i naibii, băi, atunci să nu vină cumva aici. Bine. Sinopată, ce credeai că scape așa de la tine? Eu știu pe asta, mă, cuvânt. Hai repede, că vine o altă cu ciocanul, ne cauterizează pe amândoi. Domn sergent, dar nu e psihopată, e osteopată și vrea să facem sex. Hai, bă, lasă sex! Vrea să... sex? Fugi, vandamia, că s-a sculat! Am mai zis, mă, dracu, fata, nu se adă loc. Dar nu și pasta și nu deși adă un clor mai concentrat. Hai de rând, dorme, dorme. Pentru casting se mai poate, nu? Dar dumneata chiar nu înțelegi. Că nu ne trebuiesc albi, nu negri și nici roșii. Dar nu sunt roșu, sunt alb, vă jur. Acum sunt puțin iritat de la clor. Uitați cum mi-am mutat pe față. Dacă apare vreodată ceva cu indieni, o să vă ținem minte. Dar nu sunt indian, sunt alb. Alb, alb, m-a făcut mama alb. Alb. Pipi, poți mă duc la WC-ul? Ce cu ăsta? Ok, tras. Prea târziu. Ce-ai făcut gras? Auzi, da, grasul n-are ce căută aici, știu eu. Spectacol, că eu biletele înapoi lui domnul general, nu pot să îi le dau. Dar de ce, șeful? Că e exact când e meciul. Chiorete. Ce vin am eu? Am programat eu spectacolul? Hai! Să văd repede doi voluntari, că dacă nu, vă aleg eu. Da, du-te, mă scuze, du-te tu, mă, pupăză, că tu nu le-ai cu fotbalul și asta, stai ca omul în fața televizorului. Ce vorbiți dumneavoastră? Ca să-mi puteți mânca și porția mea de semințe? Nu mă duc, am dat bani la pungă, stau să mănânc partea, da? O, bă, disperatule, că poți să ții cu tine partea ta de pungă care ai plătit. Păi și ce să fac cu ea acolo, domn sergent, că la teatru nu e voie să mănânc semințe. Uite, stau aici, am devenit și eu microbist. Na! Bun, atunci facem altfel. Cine ia bilet, are lângă bilet și o primă de 1.000.000 de lei. De ce rești atent? Șeful, merg eu cu el, clar. Păză, dar să dea naiba să nu te duci, să rămână locurile goale cât de grăb. Vezi că locurile sunt în primul rând și spune fata lui șeful dacă nu apari. Că ea e actrița principală. Haide, șeful, cum să nu mă duc? Puteți să contați pe mine. Auziți, da? Ce piesă e?
de teatru alternativ, din ăsta modernist. Ah, super tare, șef! Unu zero la pauză. Ce să filmezi? Pe mine, drașcă, pe mine, ca să vadă și bebele câte sacrificii a făcut mămica lui pentru el. Ah, ce durere am! Ah, ah. Hai, lasă teatru că nici n-am pornit camera. De ce să facem mă, copilul, așa ceva? De ce? Ca să mă iubească! Ah! Și camera de unde ai luat-o? Eh, am închiriat-o. Cu cât? Un milion pe zi. Un milion? Pupăză, insiști degeaba, că nu mi-a trecut supărarea, da? Hai mă, iubi, că este super piesă. E teatru din ăla modernist, neconvențional. E o chestie. De aici dispera mătăluță să mergi, nu? Că e de ăla cu țâțe și funduri goale. Mă, iubi, am zis eu așa ceva? Dragă, asta înseamnă neconvențional. Auzi, mă iei pe mine ca să ai alibi. Să nu zică lumea de tine că ești pervers. Crezi că eu nu-mi dau seama sau ce? Hai mă, iubit, tu ai luat o razna, cum n-ai să fie la teatru funduri goale? Ce e acolo? Cabaret? Moulin Rouge? Zici că nu sunt, hm? Dezi! Ce aveți, mă, iar vă certați? Spune-i, te rog, lui domnul aici de față, cum a fost piesa de teatru la care ai fost săptămâna trecută? O tâmpenie. Numai urlete și țâțe. Atât. Mai aveau un pic aia și făceau și sex pe scenă, înțelegi? Bine că nu l-am luat pe Chiorete. Dar tu i-ai povestit lui Chiorete? Normal. Aha. Și el ți-a povestit mătăluță. De-aia ești așa disperat să mergi. Dar du-te, dragă, că nu te opresc. Du-te, că nu am chef să stau acolo să văd cum bălești tu la țâțele ălora. Dar eu nu bălesc, dragă. Pupăză, am încheiat subiectul. Și ieși afară, că devin violentă. Păi... ieși! Auzi, țâțe, ieși afară! Ia zi, Pupăză, ce-a zis? Cine? Cum mă, cine? Ema! A, Ema! Da, când i-ai spus că o duci la teatru. A, la teatru! A fost foarte bucuroasă, șeful! Și păcat că nu poate să vină. Nu poate să vină, mă. Păi și cu biletul ce faci? Mă, să nu dea naiba să lași locul gol, că îți iau banii și solda pe 3 luni. A, și solda pe 3 luni? Stați, șeful, liniștit, că dacă am vorbit că l-ocup eu locul, l-ocup. Ce naiba? Am vorbit cu Chiorete și vine el cu mine. Mm. Și lasă el meciu pentru... A, meciu? Sigur, șeful, că-l lasă. Păi i-am spus, bă, cu meciuri de-astea te întâlnești în fiecare zi. Dar cu un act de-asta de cultură nu te întâlnești așa ușor. Am zis. Bravo, mă. Ați început să creșteți în ochii mei. S-ar putea să am o surpriză pentru voi la soldă. Ah, la soldă? Da, la soldă. Ah, de capul meu. Hai mă, că meciuri toți sunt, dar spectacolul ăsta nu mai pup tu în viața ta. N-auzi că biletele sunt vândute cu ani înainte? Ce naiba? Lasă-mă în pace, Pupăză. Nu dau eu meciul pentru teatru, bă. Lasă-mă în pace. Ce teatru, mă? Nu ți-am zis că-i cam asutra în toată regula? Că m-am interesat eu. Ăia mai un pic și fac sex pe scenă. Auzi, mă, nu vrei să vii și tu să vezi niște scheme din astea noi și să le exersezi cu gagica ta, cu Dezirica? Du-te, bă, Daci, bă, că nu face nimeni sens pe scenă. Ce trebuie cu umbli, bă, cu fofârlele de-astea la mine? Bă, dacă vezi Maxim o țâță, să zici mersi. Bă, ce mi-a spus mie de Zirica? Că a fost la teatru, bă. Mi-a povestit tot, dar fi rapăr. Știu că a fost, fraiere, pentru că i-a povestit lui Ema. Păi vezi? Păi vezi? Da, numai că ce i-a povestit lui Ema nu prea seamănă cu ce ți-a povestit ție, Chiorete. Pentru că Dezirica e o doamnă, mă. Este rușine să spună ce a văzut ea acolo. Haide, mă, nu ești curios să vezi ce a văzut gagică ta acolo? Ce ești așa de... Aoleu!
Nu merg, pupăză, eu vreau să văd meci. Auzi, bă, Chiorete, eu credeam că mi-ești prieten, mă. Sunt pupăză, dar... Nu mi-ești mai niciun prieten. Și știi de ce? Pentru că prietenul la nevoie se cunoaște, mă. Dar lasă, Chiorete, lasă-mă. Că m-ai mai rugat tu vreodată să te iau de bărbat ca să... Taci, taci, gata, gata, că merg cu tine, ți-ar bota al dracu, merg. Dar să te atraci în tine, dacă o afla cumva de Zirica, că am fost eu să văz măscări de-astea, că dacă nu... Păi la cine să afle, bă, Chiorete? Că eu sunt mormânt, mă știi? Nu, prietene. Bibilico, hai să fim luciți și să judecăm corect, da? Dacă nu te apucă durerile zile întregi, ce ne facem? Nu-i aberăm să dăm 1 milion pe zi pe chiria camerei în loc să folosim banii ăștia ca să-i luăm ceva lui Bebe? Trașcă, dacă eu am zis că mă filmez, mă filmez, nene. Dar cine a zis, dragă, să nu te filmezi? Tu. Eu. Mă gândeam la altceva. Ce-ar fi să simulezi tu niște dureri? A? Că nu mai așteptăm să vină durerile pe cale naturală. Și așa, că tot ai tu talent actoricesc, mamă, mamă, terminăm filmarea astăzi și plătim chiria doar o zi. Chiar crezi că am talent actoricesc? Bibilico, talent actoricesc e puțin spus. Tu ești de Oscar. Tu ești geniu nedescoperit, măi. Și tu ești genial. E minunată ideea ta. Mersi. Uite, pe chestia asta o să te las să te duci la meci. Și eu o să mă descurc singură. Da, că doar sunt actriță, nu? Hă? Meci! Meci! Bă, ce faci, mă, că mai sunt 3 ore până plecăm? Taci! Să n-afle nimeni că mergem împreună! Mă duc eu înainte, că mai am niște treburi de rezolvat și ne vedem acolo, direct. Bă, dar vii! Vin, pupăză! Și la pauză o să fie 2-0 pentru noi. La prima pauză. Păi e o singură pauză. Știi tu. Vă pare eu? Ce faci, Chiorete, îmbrăcat așa? Nu te duci, nu stai la meci? Mă duc la... la stadion, pentru că acolo e o atmosferă mult mai mișto decât dacă stai în fața TV-ului. Așa. Și de unde ai tu bilet, mă? Am bilet de la pupăză. Și așa elegant te duci tu pe stadion, bă, Chiorete? Da, pentru că stau la loje chiar lângă Nea Gigi Becali. Și acolo ținuta e obligatorie. La loje! Lângă mea, așa mă, câine! Faci rost de bilete la loge, lângă Becali și mie nu spui nimic, care știi că e elefanul meu! Mie, bă, care ți-am fost ca o tată, mă! Ce zic eu ca o tată? Ca o mamă, mă, că te-am crescut la sânul meu cu lapte de matcă, mă, lăptișor de matcă, măgar bătrân ce ești! Asta ține cunoștința pentru tot ce-am făcut eu în viață pentru tine, lângă Becali, auză... De 2-0 la pauză, fără comentarii, la prima pauză. Pe 2 pungi! Pariu? Au! Au! Burta! Mă doare burta! Rău! Nu mai rezist! Bibiloi! Unde ești, Bibiloi? Burta! Nu mai pot! O să mor! Bibiloi cheamă salvarea! Iepuraș! Rezistă că vine imediat! Care dracu mi-ai stricat înregistrarea? Ce dracu face ăsta? Dar nu înțeleg cine v-a chemat, că eu nu! Un domn! Ei, și-o fi bătut joc de dumneavoastră. Îmi pare rău. Domnișoară, să știi că astea nu sunt glume. Poți să fii amendată pentru așa ceva.
Cucoană, dar ma tale chiar nu înțelegi că eu n-am nicio legătură cu chestia asta, îți jur! Hai, hai să mergem! Domn sergent, eu zic să chemăm salvarea, că trebuia să-și revină până acum. Hai nebunic, vrei să ia să tămbălău? Ia-l și du-l Dacia, du-l undeva, du-l cu cord la Trașcă, că să nu mai văd fața asta, că nebunesc. Trașcă, ha? Nu mai pot, burta, a, Trașcă, unde ești? Cheamă salvarea. Trașcă! Cheamă, bă, salvarea, că... Unde Trașcă, șeful? V-am trimis mai asemințe, că nu ne ajunge, că nu știu cum să le împart pe astea. Naște nevastă sa! Ce vrei să faci eu? Pune-și-o mâna pe telefon și sună la salvare, că e urmă minute. N-ai voie să pleci! Stai jos, nemernicule! I-am spus. După care între noi s-a așternut o tăcere apăsătoare. Așa a început totul. O poveste tristă, ca toată viața mea. O poveste lungă, pe care mi-e și greu să vă istorisesc în doar 3 ore. De-aia mi-a venit nenorocitul, ah, te omor, pupăză! M-a dă nu s-ar dezbrăca că orbesc, dracu! Trașcă, cheamă salvarea! Iepuraș, lasă că o chem eu! Ce caut aici? Crezi că nu mai știu? Salvarea, veniți că avem o urgență. Nici la... urgență! Nu mai apela degeaba! Mamă, ce prom sunteți, nenică! Oh. Iar ați venit? Domnișoara, mă rog, doamnă, sper că nu ne-ați chemat iarăși degeaba. Sper că înțelegeți. Ce? Nici acum nu v-am chemat eu! Domnișoara, mă rog, doamnă, vă bateți jocul de noi? Eu, doamnă, altcineva! Mm-hmm. Bine, vă arăt eu vouă! Hai! E pe flâșc, ce să zic. Și tu? Ce mai stai aici? Hai afară, că am treabă. Ce ai, mă? Burta! Să mai chem o dată salvarea? Da! De ce bărbații nu iubesc și femeile? Plinuțe! De ce se uită numai după slăbănoage și siliconate? Noi ce avem? Noi nu suntem femei? Noi nu suntem suflete? Și noi putem să iubim! De ce, Doamne, ești așa de nedrept? Eu ce am de nu pot fi iubită? Ce am? N-aveți nimic, tanti! Eu vă iubesc! Minți, câine! Nu mint, tanti, jur! O să te pedepsesc, crunt! Mama! Ăla credea că eu vorbeam cu el? Fixează camera pe mine! Nu e curajos, o dracu de cameră! Ce-or face, mă, frate, ea, că doar erau aici? Alo! Salvarea! Veniți, domne, încoace, că avem o gravidă aici, pe ce m-am... Aha! Deci tu erai ăla care tot suna pe lângă... Permiteți că pe mine m-a deranjat de la mic. Hai repede, că e 0-0. Hai, prindem repriza a doua la dispecer. Doamna doctor! Luați-mă și pe mine, că mi-e rău! Și dacă tu mai continui cu farsele, o să ai aceea soartă ca și asta. Bine,
dar pe tine am să uite așa, am să te lovesc ca de la femeie la femeie. Uite așa, am să te lovesc ca de la femeie. Nu, doamna doctor, stai, nu e farsă, mi-e rău, jur, stai, doamna doctor, Aha, deci aici ești pupăză. M-ai trimis pe mine la porcăria aia de teatru ca să te uiți tu liniștit la meci și ai mai și adormit. Bine! Auzi, bă, și chiar e cu... Non-stop, pupăză, păi altfel te chemam eu, bă, și sunt niște gagici de sar plombele, nu alta. Mamă, de-abia aștept. Da, eu. Hai, succes! Stai, bă, băi, unde pleci, mă? Hai, îți plătesc cu aceeași monedă. Te las să vezi în liniște piesa de teatru. Bravo, pupăză! Băi, păi stai, mă, păi tu... N-ai voie să pleci! Stai jos, nemernicule. I-am spus. După care, între noi s-a așternut o tăcere apăsătoare. Așa a început totul. O poveste tristă. Ca toată viața mea. O poveste lungă, pe care mi-e și greu să vă istorisesc în doar 3 ore. De ce? Bărbații nu iubesc și femeile? Plinuțe! De ce se uită numai după slăbănoage siliconate? Noi ce avem? Nu suntem tot femei? Nu suntem suflete? Și noi știm să iubim! De ce, Doamne, ești așa de nedrept? Eu ce am de nu pot fi iubită? Ce am? Doamne, n-aveți nimic! Eu vă iubesc! Minți, câine! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Pupăză, dar să dea naiba să nu te duci. Deci am luat salata lui ăsta, Nicu. A rămas fără salată. Am făcut pariul legal, dar... Hai că vin cu mâncare de acasă, fii atent. Nu pentru tine, și pentru el. Și acum vreau să mănânc și eu ceva. Și acum și pe... Astăzi, și pe nu, astăzi dieta. Super tare, șef. Aveți de dată continuu? Mamă, pare că ești neo. Dar și vă pusem când te pornesc. Ce treabă ai tu? Aha. Și el ți-a povestit ție. Crezi că-s proastă? Să nu zici ceva că te crăp. Da? Să mor dacă zic. Te las, cum zici tu. Da, ești. De-aia vrei, mătăluță, să mergi. Să te uiți la țâțele goale și la fundurile actorilor, actrițelor, mă rog. Crezi că-s proastă, mi-am dat seama. Păi, iubi, am zis eu așa ceva? Păi asta înseamnă neconvențional, dragă. Și crezi că-s proastă? Da, sunt! Mamă, dacă n-am zis asta de 10 ori! Nu ești! Nu ești, da zi! La rojă! Nu să plec aici! Așa mă, câine! Ai bilet la loge lângă Gigi și mie nu spui nimica, a?
Auzi? Aude urechea mea de sergent versat? Te-a crescut ca pe un tată, bă! Nu, ca pe un fiu! Așa, mă, câine! Ai bilet la lojă lângă Gigi și mi-a nu spui nimic? Bă, te-am crescut ca pe un tată! Te-am crescut ca un tată, bă, ca pe un fiu! Ca pe o familie te-am crescut, bă! Dar ce fiu ca pe o familie? Ca pe o mamă, la sânul meu te-am hrănit, bă! Javră ce ești! Ai crescut ca un câine! Cum? Mamă, mamă! Mamă, m-a trecut ăsta cu toate! Hai, bă! Aici ești mie gât... Oh, că a adormit, ce noroc ai! Te uiți la meci, scârbă ordinară, și pe mine m-ai trimis la porcărie aia de meci! A adormit, asta e norocul tău! De meci, de meci! La ce m-a trimis el? Teatru. La teatru! Eu te-a trimis numai la cultură, bă! E și mie, mie când urma la tâmpenii! Vezi? Eu la bibliotecă, la astea te trimis, bă! Și...